Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Vă pup, vă pup, vă pup! Bine ați revenit la povești cu clownela! Bine! Astăzi mergem împreună la cumpărături! Hai să vedem ce am putea noi cumpăra de la magazin. Ia să-mi spuneți voi, copii. Atunci când vă gândiți că mergeți la magazin, vă gândiți la ce? Ce cumpărați? Adică, hai altfel, atunci când tata trebuie să vină acasă, mama ce îi spune să cumpere? Hai altfel, ce vă place vouă să cumpărați atunci când mergeți la magazin? Mie îmi place în primul rând să cumpăr multe, multe fructe și legume, semințe, alune, cereale, pentru că astea sunt cele mai sănătoase și, evident, apă, multă apă. Apă simplă, fără gaze și necolorată, adică așa, transparentă. Acum, astăzi, vom merge, cum vă spuneam mai sus, la cumpărături împreună cu o fetiță pe care mama ei, la 5 ani, decide să-i spună că este destul de mare să meargă până la magazinul de la colț, să cumpere lapte. Sunteți gata să mergem împreună să cumpărăm lapte? Singură la cumpărături. Cartea copiilor. Apropo, mă uitam, eu tare iubesc să mă uit când este scrisă această carte și din ce limbă e. Această carte vine din Japonia. Este tradusă în limba japoneză și e o carte din anul 1976. Da, și apropo, cartea este de la Cartego, librăria noastră autohtonă, și hai să mergem să vedem. Mergem sau doar ne așezăm comod și ascultăm. Într-o bună zi, mama îi spuse lui Midori: oare ai putea să mergi singură la cumpărături? Singură? Tresări Midori. Midori nu mai plecase niciodată singură de acasă. Îmi trebuie lapte pentru frățiorul tău, dar am multe de făcut acum, continuă mama. Poți să te duci tu să cumperi? Oh, sigur că pot! Sunt mare, am deja 5 ani, spuse Midori. Midori îi promise mamei că o să fie atentă la mașini și n-o să uite să ia restul de la magazin. Porni la drum, ținând strâns în palmă cele două monede de 100 de ieni pe care i le dăduse mama. Așa, Midori a ieșit din casă, s-a pornit la magazin după lapte. Midori mergea și cânta. Deodată apăru o bicicletă. Dring, 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 sună clopotelul zgomotos. Speriată, Midori se lipi de zid. Și aștept să treacă bicicleta. Bicicleta trecu pe lângă ea ca vântul. Aici o lecție de comportament când suntem în stradă. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se petrece în jur și să nu ne ocupăm noi auzul cu cântatul. Dacă suntem pe drum, mai ales singurei, trebuie să fim numai ochi și urechi. Apoi Midori se întâlni cu un prieten, Tomo. Unde mergi, Midori? A, la cumpărături. M-a rugat mama să iau lapte. Zău? Se miră Tomo făcând ochii mari. Știți expresia a face ochii cât cepele? Uite așa. Și te duci singură? A întrebat Tomo. Da, răspunse Midori, singură. Zău, spuse iar Tomo făcând ochii și mai mari. Aici Midori se întâlnește cu Tomo în drum spre magazin. Tomo este încântat, fascinat și uimit de-a dreptul că Midori merge singură la cumpărături. Midori ajunse la o stradă care urca. Știa că întotdeauna o lua pe aici când mergea cu mama în parc. Magazinul era chiar în vârf. Pe locuri, fiți gata! Își dădu Midori comanda singură, dar când să pornească, buf! Din prea mare grabă,
se împiedică de o piatră și căzu. Monedele de 100 de ieni se rostogoliră pe jos. Midori se lovise și la genunchi și la mâini, dar, fiind îngrijorată să nu piardă banii, se ridică imediat. Aici, Midori, micuța, a căzut pe jos. Acum este în căutare de monede care s-au rostogolit. Una dintre monede se oprise lângă marginea drumului. Dar unde o fi cealaltă? Se întrebă Midori căutând bine în jur. A, uite-o! O văzu strălucind pitită sub un smoc de iarbă. Acum, fiindcă găsise amândouă monedele, Midori o luă voinicește în susul străzii, spre magazin. Micuța Midori, în timp ce își caută monedele. În magazin nu era nimeni. Midori trase adânc aer în piept, apoi spuse: dați-mi, vă rog, lapte! Crezuse că vocea ei avea să răsune puternic, însă de-abia se auzi. Nu a apărut nimeni la tejghea. Midori, pentru că era micuță, a spus, ea a crezut că tare, dar în realitate nu era prea tare și nu s-a apropiat nimeni să o deservească, da? Inima a început să-i bată puternic, avea emoții. Trase și mai adânc aer în piept, apoi spuse din nou: dați-mi, vă rog, lapte! Însă chiar atunci, vrum, 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 trecu pe stradă o mașină și îi acoperi vocea cu totul. Deci, nici acum nu a apărut nimeni la tejghea. Midori în magazin așteaptă să se apropie cineva ca ea să poată cumpăra laptele, dar uite că încă nimeni nu a auzit-o. Auzi Midori pe cineva tușind în spatele ei. Se întoarse și văzu un bărbat cu ochelari negri. Apă, vă rog, ceru bărbatul. Se auzi mișcare în spatele magazinului și imediat apăru vânzătoarea, ștergându-și mâinile de șorț. Poftiți, domnule! Bărbatul cu ochelari plăti și apoi ieși. Aici bărbatul care a venit să cumpere apă și aici Midori, care tot așteaptă să fie deservită, adică tot așteaptă să cumpere laptele. Midori începu grăbită. Dar chiar atunci intră în magazin o femeie voinicică, așa? Iar Midori abia apucă să se dea la o parte într-un colț. Femeia spuse: pâine, vă rog! Apoi vorbi mult, 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 mult vorbi cu vânzătoarea. În cele din urmă luă pâinea și plecă. Oare ajunge Midori să vorbească cu vânzătoarea? Așa, a plecat doamna voinică, cum a spus Midori. Midori rămase din nou singurul client din magazin. Dați-mi, vă rog, lapte! Se miră și ea de vocea ei puternică. Privirea ei și a vânzătoarei se întâlniră. Lui Midori începu să-i bată inima și mai tare și îi veni să clipească des, 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 adică de la emoții clipea. Aici Midori și aici vânzătoarea. Ia te uită, ce clientă micuță! Iartă-mă că nu te-am observat, spuse vânzătoarea. Midori se liniște dintr-o dată. Se ținuse tare să nu plângă. Totuși, o lacrimă i se rostogoli pe obraz. Așa, Midori a luat laptele. Acum trebuie să plătească. Midori îi dădu vânzătoarei bănuții calzi de cât de tare îi strânse în palmă. Luă laptele și o luă la fugă înapoi. Țineți minte atunci când Midori a plecat de acasă? Ce i-a spus mama? Să fie atentă la drum, iar de la magazin să țină minte că trebuie să ia corect restul. Dar Midori ce a făcut? A dat banii, a luat laptele și a luat-o la fugă spre casă. Stai! Stai puțin!
strigă din urmă vânzătoarea cu răsuflarea tăiată, alergând după Midori. Nu ți-ai luat restul, domnișoară! Poftim? Două monede de 10 ieni. Ai grijă de ele. Să îi le dai mamei. Vânzătoarea a fost foarte drăguță. I-a adus restul, pentru că altfel mama probabil ar fi întrebat. Cu siguranță ar fi întrebat. Vânzătoarea a fost foarte drăguță. A ajuns-o din urmă să-i dea restul. Știa ea că este important și cu siguranță mama ei o așteaptă acasă, nu doar cu laptele, dar și cu restul. În capătul străzii, mama, cu frățiorul lui Midori în brațe, o așteaptă și îi făcea zâmbitoare cu mâna. Așa. Dar voi, copii, mergeți singuri până la magazinul de lângă casă? Eu știu mulți copii care deja fac acest lucru, dar acest lucru, a merge la magazin, este foarte responsabil și vă face responsabil și pe voi. Atunci când ieșiți singurei din casă, dar trebuie mai întâi să stabiliți cu mama și cu tata dacă este momentul potrivit, și dacă aveți un magazin prin apropiere, bine, ar putea să fie și până la vecina, vecinul sau un prieten de aproape, în care să înțelegeți ce înseamnă a ieși singur. Dar în niciun caz nu plecați de acasă dacă nu ați anunțat-o pe mama sau pe un adult cu care sunteți voi acasă. E un lucru foarte important și sper foarte mult să țineți cont de acest lucru. Și în ceea ce privește comportamentul nostru pe stradă, atunci când suntem cu părinții împreună, tare vă rog, nu fugiți departe de ei, stați pe aproape, pentru că nu se știe cum voi ajungeți până în stradă. Nu se știe cum trece cineva, exact ca în cazul pe care l-a avut Midori. A trecut o bicicletă cu vuuu, ca vântul pe lângă ea. Și e un moment periculos, da? Este foarte important să avem grijă de cum ne deplasăm noi și e bine să fim cu cineva adult. Iar dacă voi împreună cu mama, cu tata, ați stabilit că este timpul să faceți un lucru și să ieșiți din casă singurei, trebuie neapărat să stabiliți un set de reguli. De exemplu, când ajungi acolo, faci exact asta, te duci fix până acolo și nici de cum în altă parte, cu banii ai grijă că faci asta și asta și mi-aduci restul înapoi și nu vorbești cu nimeni, ai grijă atunci când traversezi strada și tot așa. Eu tare o să mă bucur să știu că voi aveți grijă și sunteți în siguranță atunci când sunteți afară, iar eu aici, pe online, vă aștept mereu în siguranță, pentru că suntem acasă și putem asculta poveștile de la distanță, dar să fim destul de aproape. Eu vă simt când sunteți aici și vă mulțumesc enorm de mult. Vă mulțumesc și pentru toți cei care pun like. Uite așa. Like. Ați pus? N-ați pus. Hai încă o dată. Toată lumea, fiecare copil, chiar acum, apasă pe butonul like. Dacă vă plac poveștile pe care noi aici le citim, o să mă bucur enorm de mult să faceți și distribuire, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să fiți mereu aproape. Vă pup, vă îmbrățișez și vă spun pa, pa! Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Pam, pam! Ia să-mi spuneți! Facem un joc, da? Sunteți gata? Eu dau detalii despre un animal, iar voi trebuie să scrieți la comentarii ce animal e, da? Vă uitați atent la mine! Eu spun detaliile, iar voi scrieți la comentarii, bine? Atenție! E vorba de... Știți cum era acolo? Mănăstire într-un picior, ghici, ciupercă cei. Mai nu am zis și eu animalul. No, copii, acum, atenție, atenție! E vorba de un animal roșcat, cu coadă pufoasă și reată vicleană,
care iubește să fugărească iepurașii, mănâncă găinile și în una din povești mănâncă gogoașa. Despre cine e vorba? Cine? Da, corect! Bravo! Bine, următorul animal. E vorba de un animal la fel lingușitor, iubește laptele, are mustăcioare, toarce și fugărește șoriceii. Despre cine este vorba? Nu cățelul! Cine? Cine, cine? Pisica! Corect! Dar nu spuneți doar! Vreau să scrieți la comentarii, da? Dacă ghiciți animăluțul, îl scrieți la comentarii. Atenție, următorul indiciu. Un animal fioros cu colți, de obicei este de culoare sură, dar poate fi și alb și negru, este frate cu câinele, el nu latră, dar în pădure se aude auuu și îl întâlnim foarte des în povești, ca un personaj negativ, îl întâlnim în cei trei purceluși, capra cu trei iezi și în scufița roșie. Și în... cine e? Scriem, scriem să citesc și eu. Cine, cine? E cineva a scris acolo, dar ce a scris? Ah, lupul, da, corect! Bravo, lupul! De ce am zis asta? Pentru că povestea de astăzi este despre doi lupi. Unul mare și unul mic. Corect. Lupul cel mare și lupul cel mic. Editura Cartea Copiilor. O carte din librăria Cartego. Apropo, această carte este dintr-o serie mai mare. Sunt trei cărți. Lupul cel mare și lupul cel mic. Asta e prima. După care vine lupul cel mare și lupul cel mic, o prea frumoasă portocală. Și lupul cel mare și lupul cel mic, frunza care nu voia să cadă. Toate trei le găsiți la librăria Cartego, iar noi acum vom citi prima parte ca să înțelegeți despre ce este vorba. Sunteți pregătiți? Foarte bine, atunci ne așezăm comod să vedem despre ce este povestea lupul cel mare și lupul cel mic. Lupul cel mare locuia dintotdeauna acolo, singur, sub copacul său din vârful dealului. Dar într-o zi apăru lupul cel mic. Venea de departe, de atât de departe încât la început lupul cel mare nu văzu decât un punct. Aici lupul cel mare stă sub copac, iar aici, vedeți, albastru. E un punct care încet, încet, lupul cel mare vede că este un lup mai mic, lupul cel mic. Lupul cel mic se apropia tot mai mult. Lupul cel mare se temu dintr-o dată ca nu cumva să fie mai mare decât el. Lupul cel mic începu să urce dealul. Lupul cel mare văzu că era mic și se liniști. Îi îngădui să vină până la copacul lui. Lupul cel mic stătu toată ziua sub marele copac de pe deal. Acum erau doi sub copac, lupul cel mare și lupul cel mic. Nici unul nu scotea nici o vorbă. Se priveau pe furiș cu coada ochiului. Știți cum se privește cu coada ochiului? Adică mă uit încolo, dar mă uit și la voi. Mă uit la ce-și pui de bufniță, dar mă uit și la voi. Dar nu se priveau cu răutate, ci așa, pur și simplu, cumva din curiozitate. Bine. Se făcu noaptea, lupul cel mic rămase tot acolo. Lupului cel mare, asta i se păru puțin exagerat. Când lupul cel mare se culcă, făcu întocmai și lupul cel mic. După o vreme, lupul cel mare văzu că lupului cel mic îi tremura un pic vârful nasului. Oarecum tremură vârful nasului? Atunci, întinse un colțișor din pătura lui de frunze și peste lupul cel mic.
A, e de ajuns, se gândi el. Pentru un lup atât de mic este suficient. Aici păturicea din frunze cu care se învelește lupul mare și lupul mic. Mm-hmm. În zori, lupul cel mic era tot acolo. Cam fiecare dimineață, lupul cel mare se cățără pe crengi ca să-și facă exercițiile de gimnastică. Lupul cel mic se cățără și el. Urca ambii în copac. Oare gimnastica o fac pe ritmurile noastre? Sporti, orti, sporti, orti. Lupul cel mare se uită la el. Se temu dintr-o dată că lupul cel mic e mai bun la cățărat. Însă lupul cel mic trebuie să încerce de două ori. Prima dată căzu în fund și strigă, au! Dar imediat o luă de la capăt cu cățăratul. Ce curajos e acest lup mic, se gândi lupul cel mare. Și îngădui să se cațere la fel de sus și să facă gimnastică. Aici ambii sunt pe o creangă și încep gimnastica. Hai mânuțele sus și clap, clap, clap. Lupul cel mare culese câteva fructe din copac înainte să coboare. Un pic mai multe de data asta. Lupul cel mare culese câteva fructe din copac înainte să coboare. De data asta, un pic mai multe. Apoi își pregăti masa. Lupul cel mic coborâ după el, fără să fi cules nimic. Lupul cel mare începu să mănânce. Împinse și spre lupul cel mic o farfurie cu câteva fructe, iar cel mic mâncă și el. Aici împreună mănâncă fructe. Au mâncat fructe și mai departe. După masă, lupul cel mare plecă la plimbare, în fiecare zi. Coborâ dealul și privi în urmă. Lupul cel mic rămăsese sub copac. Lupul cel mare zâmbi. Lupul cel mic era, cu adevărat, foarte mic. Lupul cel mare străbătu lanul întins de grâu de la poalele dealului, ajunse la marginea pădurii și privi din nou în urmă. Lupul cel mic era în continuare sub copac și acum era atât de mic încât trebuia să fii un lup cu adevărat mare ca să-ți dai seama că acel lup foarte mic era acolo. Din nou, lupul cel mare zâmbi. Apoi intră în pădure să-și continue plimbarea. Lupul cel mare pleacă la plimbare, lupul cel mic rămâne sub deal. Se duce lupul cel mare în pădure și seara, când lupul cel mare reveni din pădure, sub copac nu se vedea nimic. Sunt încă prea departe, desigur, își spuse el și zâmbi. Traversă lanul întins de grâu și ajunse la poalele dealului. Sub copac tot nu vedea nimic. Ce ciudat, își spuse el. Lupul cel mic parcă nu era totuși atât de mic. Se gândi lupul cel mare. Adică se gândi el că, bine, mic, dar nici chiar atât de mic încât să nu poată fi observat. Pentru prima dată, se simți neliniștit. Urcă dealul înapoi mai repede decât o făcea în alte seri. Dar nu era nimeni sub copac. Nici mare, nici mic. Totul era ca doar că acum lupul cel mare era trist. Lupul cel mare simte tristețe pentru că sub copac nu-l găsește pe cine? Pe lupul cel mic. Pentru prima dată în seara aceea, lupul cel mare n-a mâncat deloc. Pentru prima dată în seara aceea, lupul cel mare n-a dormit deloc.
A stat și a așteptat. Pentru prima oară își dădea seama că și ceva mic, chiar foarte mic, poate să-ți ocupe un loc în inimă. Chiar mult, mult loc în inimă. Lupul cel mare trist stă acum singur sub copac. Dimineață, ca de fiecare dată, lupul cel mare se cățără în copac. Ce făcea lupul cel mare de obicei dimineața în copac? Corect, gimnastică. Dar pentru prima oară nu-și mai făcu exercițiile de gimnastică, dar se uită îndepărtat. A pus mâna, se uită. Oare ce căuta lupul cel mare, copii? Lupul cel mare privi îndelung, dar în depărtare tot nu se vedea nimic. Se gândi că ar fi în stare să aștepte și mai mult, mai mult decât ar fi crezut vreodată. Lupul cel mare veghează, se uită și așteaptă. Zice el că nu vede nimic în depărtare. De fapt, acolo este ceva, doar că lupul cel mare nu vede ceea ce îl interesează pe el, iar asta cumva înseamnă nimic în acest caz. Așteptând așa, începu să aibă tot felul de gânduri. Dacă micul lup s-ar întoarce, iar lăsa un colț ceva mai mare din pătura de frunze, mult mai mare, pe cuvânt, și o farfurie mai plină, și poate l-ar lăsa să se cațere mai sus ca el în copac și să facă ce exerciții de gimnastică vrea el. Ba chiar, ei le-ar arăta și pe cele pe care numai el, lupul cel mare, le știa. Se gândi la toate acestea și la multe alte lucruri și continuă să aștepte. Ce anotimp era afară când a venit lupul cel mic? Era vară sau toamnă, acum afară e iarna. Lupul cel mare tot așteaptă. Și într-o zi, văzu în zare un punct minuscul. Un punct atât de mic încât doar lupul cel mic putea să fie. După atâta așteptare, să-ți dai seama tu, lupule cel mare, că de acolo, de jos, se apropia cineva. Inima ei se umplu de fericire. Pentru prima dată. În depărtare, micul punct creștea. Măcar de-ar fi el, se gândea lupul cel mare. Chiar dacă acum ar fi mai mare ca mine, deloc nu mi-ar păsa. Îl vedeți? Apare lupul cel mic. Iar lupul cel mare simte cum inima îi se umple de fericire. Dar nu era deloc mai mare. Era la fel de mic. Era lupul cel mic. Lupul cel mic urcă pe deal și se așeză sub copac. Unde ai fost? Îl întrebă lupul cel mare. Pe acolo, zise lupul cel mic, fără să arate unde. Aproape în șoaptă, lupul cel mare spuse: fără tine, mă plictisesc. Lupul cel mic se apropie atunci de lupul cel mare și spuse: și eu tine. Apoi își lăsă ușor capul pe umărul lupului cel mare. Acesta se simți fericit. De acum aveau să fie mereu împreună. E o povestioară cumva filosofică. E momentul despre acele lucruri mici care au un loc mare în inima noastră. Și mai e o paranteză care aș vrea să o deschid. Este despre realizarea unor lucruri pe care le pierdem și înțelegem acest lucru doar atunci când nu mai sunt ale noastre.
Este momentul să vă gândiți la ceea ce vă face fericit, la ceea ce vă face împlinit. Și chiar aș vrea să deschideți acum cu copiii voștri o discuție în care să vorbiți despre ceea ce îi face pe ei fericiți. Sunt tare curioasă să aflu, copii, ce vă face pe voi să fiți fericiți? Ce? Aștept cu nerăbdare fiecare răspuns. Mami, tati, bunica, bunelul, surioara, fratele, cu cine sunteți împreună, discutați despre asta. O să aflați lucruri nemaipomenite. Iar eu aștept cu mare nerăbdare fiecare comentariu a vostru și emoțiile voastre. Pe mine știți ce mă face fericită? Să știu că tu ești alături de mine, că asculți poveștile și distribui, pui like și te abonezi la canalul nostru YouTube. Pe mine asta mă face enorm de fericită să știu că ești alături de mine. Te pup, te îmbrățișez cu mare drag și îți spun pa, pa! Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi citim o poveste despre o bunicuță, e o poveste tare haioasă. E vorba de o bunicuță care vrea să admire cerul plin de stele. Dar reușește ea să îl admire sau nu? Aflăm din cartea Bunicuța Buna și Cerul Înstelat. Editura Cartea Copiilor, cartea o am de la librăria Cartego. Haideți să savurăm împreună și să ne degajăm un pic. Era seară, bunicuța Buna privea cerul de la fereastră. Tare frumos mai e cerul înstelat, se gândia. Stelele sclipeau una câte una, ca niște mărgele de sticlă. Cu așa un cer plin de stele, ar fi putut să stau în casă. Știu ce am să fac, își spuse bunicuța Buna. Aici bunicuța Buna admiră cerul de la fereastră. Bunicuța Buna duse afară un balansoar. Se așeză și legănându-se încet, uite așa, ai și voi, privi din nou stelele. Frumos mai e, parcă eu legăn cerul. În timp ce se bucura de priveliște, se ivi și luna. Peste pădurea din depărtare, acum se vede luna. Oh, ce minunăție! Nici nu mai vine să intru înapoi în casă. Ce-ar fi să dorm aici? S-a gândit bunicuța Buna. Așa am să pot privi cerul noaptea întreagă. Bunicuța Buna pe balansoar, dar s-a ivit luna. Bunicuța s-a gândit să doarmă afară. Foarte mulțumită de o idee atât de bună, bunicuța Buna își trase patul afară până în mijlocul grădinii. Pe urmă își aduse și pătura și perna. Bine. Se întinse imediat în pat. Era grozav. I se părea că plutește printre stele. Bun ar fi acum, înainte să adorm, un ceai fierbinte. Și nu mai putu să se gândească la altceva decât la, ghiciți ce? La ce? La ceai! Of, de ce? Nu mi-a dat prin minte de la început. Dar bunicuța Buna nu stătu mult pe gânduri. Ia să-mi aduc eu afară tot ce-mi trebuie pentru ceai. Bunicuța Buna încință în pat, gândindu-se acum nu la stele, dar la ceai. Aduse îndată din casă un
termos cu apă fierbinte, un ceainic cu frunze de ceai negru și o ceașcă. Dar acum pe ce le pun? Trebuie să aduc și o... De ce să pun acum toate lucrurile aduse din casă, de la bucătărie? Pe o masă! Se duce bunicuța bună acum, după masă. Bunicuța bună se întoarce în casă și ieși cu o măsuță pe care o puse lângă pat. Pe măsuță așeză frumos termosul, ceainicul și, desigur, ceașca de ceai. Bunicuța bună aduce și masa. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Mută balansoarul lângă măsuță și își turnă o ceașcă de ceai fierbinte. Dar dacă peste noapte mi se face foame, gândul nu-i mai dădea pace. Sigur trebuie să aduc și aragazul și poate că am să vreau ceva și din frigider. Lapte sau cine știe, poate niște gem. După ce a scos balansoarul, patul, masa, acum și-a dat seama că are nevoie și de ceva ca să pregătească mâncarea. Pentru că dacă îi se face foame în timpul nopții. Așa că mai întâi trase aragazul afară. Și cum credeți ce e după asta? Pe urmă, duse cu greu și frigiderul. Deci și frigiderul și aragazul acum sunt afară. Pe urmă, fiți atenți ce a mai scos bunicuța bună afară. Pe urmă, a scos cartea pe care o citea înainte de culcare. Veioza, ceasul deșteptător, cuierul, dulapul, o cutie cu alte cărți, perne și canapeaua. S-a mai gândit și a mai scos încă coșul de gunoi, găleata și cârpele de șters, o vază, niște morcovi, jurnalul și un stilou, parfeca, ochelarii, pușculița, păpușele care stăteau pe canapea, mătura și fărașul, papucii la fel au ajuns afară, gemul, piperul, sarea, cuțitul și fundul de tăiat, o cratiță, un ceainic mai mare, butoiașul cu murături, măsuța cu oglindă, umbrela, linguroiul pentru orez, cine știe, poate mănâncă orez la mijloc de noapte, bețișoare, lingură și furculiță, castroane, farfurii, ulei, o tigaie, niște bomboane, un abac, trusa cu medicamente, trebuie și ea să fie afară, în caz de. Apoi, mașina de cusut, pernița cu ace de cusut, fierul de călcat, farfuriuțele pentru pisici, ghemul și andrelele, un scăunel pentru picioare, și ligheanul pentru spălat. Pe toate le-a aduse din casă și le-a așeză în jurul patului. Atenție! Priviți cum arată acum grădina și totul s-a început de la un balansoar. Gata, acum cred că am isprăvit. Bunicuța bună își trase sufletul și se uită în jur. Dar dacă plouă, ce mă fac atunci? Fiind cu toate lucrurile în jurul ei, s-a gândit că ar putea să plouă și atunci bunicuța bună a scos din debara un cort mare și l-a întins peste toate lucrurile pe care și le aduse apă. Mai întâi a scos lucrurile afară din casă ca să le bage în cort. Așa, acum m-am liniștit, dar știu că am avut multă treabă în seara asta. A oftat bunicuța. Și de cum puse capul pe pernă, uită complet de cerul înstelat și a dormi ușa. Bunicuța bună se află acum nu în casă, dar în cort. De ce a vrut ea să iasă afară?
Aici vedeți căsuța și cortul în mijlocul grădinii. Povestea asta mie mi-a amintit cumva despre fraza astăzi este despre astăzi. Fiecare moment îl trăim o singură dată. Și dacă am ieșit afară să admirăm cerul înstelat, atunci admirăm cerul înstelat. Și dacă ne-am propus să ne jucăm cu copiii 10 minute, jumătate de oră sau o oră, atunci acest timp este strict pentru joacă. Dacă ne-am propus să desenăm sau să citim sau să facem curat sau mâncare sau să dormim, atunci acest timp este exact pentru asta și pentru nimic altceva. Și mai e un lucru la care m-am gândit, să ducem lucrurile până la capăt. Am privit ce am avut de privit, am citit ce ne-am propus să citim, după care putem să ne apucăm și de alt lucru. Bunicuța bună și cerul înstelat vă spun la revedere, iar eu, Clownela, înainte de a-mi lua rămas bun, sper foarte mult că v-a plăcut povestea, iată de ce apasă chiar acum butonul like, uite acolo mai sunt și inimioare, am să mă bucur foarte mult de inimioarele voastre, distribuiți acest video la toți prietenii voștri sau măcar pe peretele vostru și abonați-vă la canalul nostru YouTube ca să știți când apare o nouă poveste și alte videouri de la Clownela. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă spun la revedere! Mua! Pa!